Un nou eveniment cultural în București. Vreme de o săptămână în capitală se va desfășura prima ediție a festivalului muzical de vară Micul Paris. O manifestare care promite nu doar concerte extraordinare, ci și multe alte surprize. Concertul de deschidere va avea loc mâine în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Mai multe detalii aflăm de la invitata jurnalului cultural de astăzi, Raluca Chifane Wagenhäuser, director artistic al festivalului. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumesc! Tare fericită să aud vești așa frumoase. Cine a gândit festivalul acesta și cum s-a născut acest Mic Paris muzical? Acest Mic Paris este de fapt o nostalgie. Eu sunt plecată de 14 ani din România cu o bursă în Germania. Am dorit să revin, să aduc un omagiu școlii care m-a format. Din Ulipati. Din cauza aceasta, exact, la din Ulipati, sperând prin acest festival, prin cursurile de maestrie care vor avea acolo loc, să dăm o traiectorie europeană și acestui liceu. Eu am avut această idee pentru că am dorit să-mi aduc un omagiu, cum am spus, tradiției școlii românești, artei și învățământului vocațional, care cred totuși că este foarte, foarte important să fie propagat și revitalizat într-o formă sau alta, să preluăm un rol de pontifex între România și Europa. Am înțeles așadar că este un festival care se desfășoară în parteneriat cu liceul din exact, Ulipati. Exact. Cine mai este alături de dumneavoastră în acest festival? Deci, oricum, liceul din Ulipati cu tot stafful și cu mii de mulțumiri pentru munca extraordinară care au depus-o. Asociația Centrului Est European de Arte, care sperăm într-un viitor apropiat să își înceapă o activitate necesară societății la ora actuală, prin, de asemenea pentru propagarea valorilor, luându-ne din tradiții și comorile existente, luându-ne puterea, ca să spun așa, și încercând prin totuși metode moderne de învățământ, să ne aducem și noi aportul la toată cultura, la învățământul acesta vocațional foarte important și oricum să dăm un pic de și avânt și aer nou prin maestrii care vin oricum tinerilor generații. Un lucru foarte bun, foarte bun de altfel. Mâine va avea loc concertul de gală, ca să spunem așa, la Palatul Cotroceni. Ce e în program? Suntem curioși să aflăm. În program sunt lucruri foarte, foarte interesante, deci repertoriu clasic. Avem și o surpriză, pentru că ne gândim că publicul are un rol foarte important în ceea ce facem noi, în arta care se întâmplă pe scenă și dorim să-l integrăm foarte mult, deci este vorba de ultimul punct din program, improvizații pe teme din public, pe care maestrul Wolfgang Wagenhäuser le va prelua, probabil chiar în pauză, și va încerca să le îmbine, combine, și ca un dankeschön, ca un mulțumesc, ca un cadou adus întregului public românesc. Ca un iubărașun, că e surpriza exact, de final. Și oricum, cu mii de mulțumiri tuturor celor care ne-au ajutat să existăm. Nu în ultimul rând, chiar de la prima ediție, avem într-adevăr ocazia extraordinară să funcționăm sub un altul patronaj al președintelui. Dacă ne gândim că totul a fost posibil în 4 luni de zile, aș putea spune că timp destul de scurt, exact, până că America la urmă este țara tuturor posibilităților pe continentul american și România, și România în Europa, este în Europa. În Europa, oricum. Despre artiștii care vor veni la acest festival, nu sunt doar români, putem să spunem așadar că este un festival internațional până la urmă. Într-adevăr, și artiștii și studenții, deci sunt câteva caracteristici. Oricum, pe scena Bucureștiului cu asemenea amploare, n-am mai auzit până acum, deci mi-au spus foștii colegi și prieteni și foștii profesori care mi-au ajutat. Dați-ne câteva nume. Exact. Deci, maestrul Dimitri Ashkenazi, la clarinet, are și curs de maestrie și va cânta și mâine. Catalino Prițoiu la flaut, din partea românească. Eu sunt un pic așa mai pe la jumătate, am încercat să fac puntea. De asemenea, maestru Wolfgang Dörner, cursul de dirijat și concert, deci îl va dirija la Universitatea de Muzică din București, luni va avea loc.
maestra Silvia Marcovici. Nume mari. Nume mari, într-adevăr. Din Japonia chiar și-a anunțat participarea și maestrul Akio Koyama la fagot. Deci sunt nume care, oricum, pe scena internațională sunt cunoscute, consacrate și care cred în același lucru, în aceleași ideale. Foarte bine că acum am vin dorit și să aici venim, la exact, noi. Am dorit să îi aducem aici ca să creăm această punte între România și restul lumii, să încercăm să organizăm, să existe și aici un nucleu, totuși, de cultură, pentru că am observat și astăzi, la orele pe care deja le-am început, există talent. Orele pe care deja le-ați început, exact, în afară, deci astăzi, de concerte, mai sunt și masterclass-uri. Exact. Acestea au loc la Liceul Ipati. Se desfășoară într-o atmosferă foarte de atelier, en gros, aș putea spune. Este mult interes. Copiii, studenții, aici fac o paranteză, am dorit să organizăm, să punem la dispoziție tuturor celor care doresc să învețe, deci fără limită de vârstă. Poate veni oricine. Singura condiție activ, este să-i placă muzica și să aibă studii în domeniu. Exact, sau? Exact. Deci, la urma urmei, și ideea de a îmbina generațiile are un sens foarte, foarte important. Deocamdată, numai la cursurile de maestrie, având și sperând să avem public la concertele susținute, oricum, deci îmbinând o paletă foarte mare a vârstelor. Revenind la aceste concerte, am spus că mâine va avea loc acest concert de gală, da, la Palatul Cotroceni, însă până în 27 august, da, ultima zi a festivalului, vor mai avea loc și alte concerte în diferite zone din capitală. Mai exact, unde? Vineri va avea loc la orele 19, de asemenea la Palatul Cotroceni, Sala Cerchez, încă un concert. Luni, concert cu orchestra în Sala Enescu a Universității de Muzică din București. Marți este concertul de absolvență a instrumentelor solistice, de asemenea în universitate, deci la Sala Enescu, iar la Sala Radio, concertul de absolvență al clasei de dirijat. Și este un lucru extraordinar că și Orchestra Națională Radio își dă concursul, ne sprijină din acest punct de vedere să putem să organizăm un lucru extraordinar, deci un curs de dirijat accesibil tuturor, cu mulți participanți, sperând astfel să oferim concerte bine văzute, bine vizitate și de asemenea cu speranța să ne primiți și anul viitor. Cu mare drag, cum să nu vă primim când e vorba de un asemenea festival. Din programul concertelor pentru zilele următoare, ce ne puteți, deci, de asemenea, spune? Muzică de cameră, pian, fagot, clarinet. Concertul cu orchestra va fi, deci, Coțofana în față de Rossini. Concertul dublu de Mozart, la două piane. Sinfonia 8-a de Dvorak. La concertul de absolvență al instrumentelor solistice, va trebui să așteptăm un pic să vedem cum se dezvoltă, să compunem programul în timpul acestei săptămâni. Iar pentru concertul final, stă deja programul în picioare, care trebuie, deci, pus la punct. Printre altele, concertul mi minor, opus 11, de Chopin. Ce mai avem? Mai avem overtura Oberon și Sinfonia 7-a de Beethoven. Cred că sunt foarte mulți cei care vor să vină. Mai sunt bilete? Sunt bilete, se pot procura la Liceul Lipati. Avem acolo un incinta Liceului, Biroul Artistic al Festivalului și vă așteptăm cu mult drag. Și sperăm și să tot acolo, vă facă plăcere. Tot acolo bănuiesc că pot găsi și altfel de informații în cazul în care vor să ceară mai multe detalii. 24/24. O ultimă întrebare. Mă gândesc la ceea ce ați spus mai devreme. Sperăm să ne primiți și la anul. Noi vă primim cu mare drag, nu asta e problema. Să înțeleg că vă reîntoarceți în România după 14 ani? Dacă este necesar, datorită muzicii, oricum pentru organizare, este necesar să fim la fața locului. Și încă o dată mulțumesc tuturor, și foști colegi, foști prieteni, oricum foști profesori, care ne-au acordat acest forum și care au considerat de cuvință să facem această încercare. Deci, oricum, voi veni. Timpul se va împărți, pentru că numai așa se poate realiza o muncă de
excepție, să spun așa, care totuși trebuie să existe în organizarea acestui festival. Oricum, eu cred că muzica e un motiv suficient. Întotdeauna. Întotdeauna. Muzica este cea care contează. Foarte mult vă mulțumim și vă mai așteptam cu vești așa bune și frumoase pe la noi. Vă mulțumim că ne-ați primit și că ne-ați oferit această posibilitate. Cu mare drag.